Așa, bună toată lumea, să facem o sesiune de eliberare și curățare pentru Maria. Da. Lista și punctele am văzut, o să le vedem și pe parcurs. Da. Acum relaxează-te, iar într-un moment o să-ți număr de la 10 la 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și acum să într-un moment, dacă să-ți număr de la 1 la 3, când ajung la 3, să te conectezi cu partea sufletească, aceea care a fost Maria. 1, 2 și 3. Spune-mi dacă ai găsit-o, identifică-o și cere acordul. Da, am găsit-o în mai multe locuri, dar o să descriu exact. Deja, da. Deja și-a pus mâinile așa în șold și mă privește superior aici, ca și cum ar zice, de unde ai mai venit și tu, dar mă vede ca pe o formă fizică, în fine, adică zice că sunt fizic, da? Așa și i-am spus că vor să stea de vorbă și spune că nu și-aduce aminte, dar când i-am zis că mă vede ca formă fizică, deci a dat seama că nu sunt o formă fizică și este curioasă, așa că este de acord. Da. Aici o cheamă Ciari, C-H-A-R-I, Ciari o cheamă. Da. Și vreau să spun că este o dită mai ca un burg, ca un orășel, așa. Dită mai activitatea și ea se învârte cu un băț în mână, are în jur de 60 de ani și este uscățivă, cum păr că am zbârlit ținut cu stegă, copangle, că știi, pus așa, umflat. Și e osoasă, așa se văd și venele. Și da. Cu barba ascuțită. Și da, vezi că m-am uitat eu bine cu ochiul ăla de plastic. Este, eu văd ochiul drept. Da. Așa. Acolo are ca un implant ciudat, deci peste ochi. Parcă ar fi dintr-o energie metalică. Și în mijloc este ca o cameră de luat vedere. Parcă la roboți. Și deci supraveghează niște femei. Unele spală lână. O treabă dificilă văd că fac ca niște scule de lână. Știi, dau după mână. Da. Ordonează firele acelea. Le întins în crețe și le bat cu niște lopățele. Și altele într-un fel de cort, așa, par a face brânză. Și ea e un fel de supravizor, supervisor este. Da. Și se învârte de colo-colo cu importanță și țipă la ele. Deci mă pofnea râsul când am văzut-o, pentru că i-au dat funcția care și-a dorit-o, știi? Da. Așa. De fapt, și de drept, deci locul unde stă ea, sunt ca niște capsule. Este o chestie uriașă. E pe aceeași planetă. E o planetă, pare a fi fost o planetă naturală, secătuită de energie de asta și un fel de piatră moartă, da? Deci o zonă acestei planete este un zid imens, așa, în care sunt niște nise, da, sunt închise sub un dom. Să-ți explic imediat. Da. Deci, ele sunt băgate ca niște capsule în perete, în niște găuri. Unele găuri sunt goale, așteaptă locatari. Și de acolo ei sunt conectați foarte dificil prin piatra asta.
dar sunt conectați, au ca o gumă pe cap. Este și aici un fel de corp energetic fals. Da. Și ei sunt luminile dinăuntru, da? Și deci văd acel corp energetic tresărind și mișcându-se acolo în acele capsule, ca și cum ar face gesturi fizice, da? O conexiune de conectare și deci o conectare și deci le proiectează că ei se află în această viață, da? Este apoi o chestie ca un perete energetic care urcă și dă impresia că aici nu este nimic. După valul ăsta energetic începe holograma propriu-zisă, în care aceste suflete fac diverse activități. Un ochi atent care ar observa din afară, dar ele sunt prea prinse și preocupate în activități acolo, în acele corpuri iluzorii, iarăși, Da. așa, ca să-și dea seama, deci ar vedea că activitățile astea n-au continuitate, da? Ca și cum începe o nouă zi, deci iar bat lână, iar fac brânză, iar duce oile și caprele la păscut, alții recoltează, sunt amestecate zone, ca și cum ar fi fost zone geografice, ăștia sunt decedați pe Terra. Nu sunt aduși de pe alte planete, sunt decedați de pe Terra. Pentru că, deci, e amestecată o rezărie, cum ar veni cu zona europeană, cu zona meridională și așa mai departe, dar ele nu mai au, ele își fac treaba cum ar veni. Pentru că chiar lângă locul unde, ipotetic vorbind, s-ar găsi oile, deci văd măslin. Da. Da, spune că acolo este hotarul cu așa și că este un stăpân care se numește Anibal. Da. Să nu spună că ascultă și tăcerea Da, miilor. da. Da. Anibal cu A, nu cu H. 2 de N. Da. Cam așa, deci acum când am spus, a încercat cum ar veni să se uite după acel val de energie, știi? Și deci partea aia de energie care am spus că este ca un L, să spunem, deci a creat un val deasupra și ca și cum ar bloca-o și nu s-ar putea ridica, iar corpul acela fals energetic din perete se frământă acolo în capsulă. Știi? Deocamdată aici nu putem obține mai mult de atât. Este convinsă că este o viață aici, da? Este pe pământ și a ajuns în funcție, da? Nu are familie, a rămas nemăritată. Da? Da. Da. A rămas nemăritată și am întrebat-o ce naționalitate e și a zis că nu există nații sau naționalități, spune. Sunt toți la fel, deci este, spune că pe semne că eu vin dintr-un timp străvechi, pentru că a auzit așa din istorie că Pământul ar fi fost împărțit în continente și popoare, foarte de mult, da? Foarte de mult. Și ca să realizeze, trebuie să mă întorc în momentul când făceam mămăligă. Înțelegi? Da. Și mă întreb dacă vrea să se vadă. M-a întrebat ce e aia, nici nu știe ce e mămăliga, da? Așa. Da. Și deci am ajutat-o să se conecteze. Se vede pe ea aici și zice, dar nu pot să fiu eu asta atât de bătrână, spune. Nu și aduce aminte. Începe să realizeze că a avut mai multe vieți. Lasă așa că este bine, deci dau informație din sesiunile de eliberare a decedaților și spune, Da. da, de ce? Începe să plângă. Zice, de ce decedați? Eu nu sunt moarte, spune, nu vezi că sunt vie și încearcă să mă împungă cu degetul, știi?
S-a auzit un poc și parcă ceva se sparge. Ce este? Nu știu, cred că s-a deconectat o ventuză de acolo. Și văd că încearcă să se scoale din nișa aceea și să treacă prin piatră, dar nu poate. Și i-am comunicat pe la picioare și am împins-o cumva și deci s-a desfăcut capacul și a ieșit. Și am șfăcat ce rămăsese în scena cu ferma și cu lâna, așa, și a venit cu totul încoace și sună alarme, e cumplit acolo. Am zis, spune ce să fac, mă simt urmărită. Și am zis, știi peretele ăla de energie, fă și tu repede unul. Da. Și spune-le să stea dincolo. Deci își aduce aminte de existența ei, de Maria, cu durere și cu tandrețe, da? Adică se vede pe sine, da? Se vede cum era singură, cum recesivă, știi, la contacte da. Umane și așa, și cum a decedat, da? Vede ghizii, entitățile care stau pe lângă ea, da? Vede cum este mințită de niște ghizi care, de fapt, sunt cât se poate de extraterestri, niște costume, da, holograme și cum o duc acolo, da? Îi spune că aici trebuie să se odihnească, știi? Că și, da, și corpul fizic se pune într-o raclă și corpul energetic se pune într-o da. raclă. Și spune, îmbracă-te cu costumul ăsta, că ăsta e costumul dat de la Dumnezeu. Are o entitate care o însoțește ca un cățel este după ea. Da. Din moment ceea ce este băgată în capsulă, acea entitate pleacă de lângă ea. Este o entitate înroșcată, maronie, este... aparține unei clase de demoniași păroși. Așa mi-a venit. Da. Și se numește Arachir. El cunoaște? Acum că se gândește, spune că a stat de multe ori de vorbă cu el, dar nu știa cu cine vorbește. Și zice că ce ai simte. De vorbă cu el? O ajuta să depășească singurătatea. Deci ăsta era cel care comanda mintea și emoțiile, cumva, da? Demonii ăștia au o planetă undeva, într-o densitate, da? Au răpit din totdeauna și suflete și oameni și le-au dus acolo să facă experiențe cu ei. Iar ei... Acolo? Da? A fost, da. Iar ei, la rândul lor, sunt conectați cu un fel de câmp morfic imens, arhonic. Deci, trebuie să umblăm un pic aici, ca să dezlegăm anumite chestii, știi? Pentru că îi văd... i-a supraviețuit potopului 3, Yuga 3, da, potopul. Văd o arcă. Nu este numai arca lui, nu, sunt mai multe arce, da? Parcă tot pământul este inundat, dar mai există o creastă de pe munte, un loc unde încă se mai îmbarcă. Deci au corp fizic aici, da? Da. Vin salvatorii extraterestri, da? Și duc navele, sunt diverse ca formă, mărime și culoare. Și practica și tehnologie. Unele sunt mai avansate. Asta pe care a venit, în care se urcă ea, este destul de avansată, da? Acolo înăuntru îi pun în niște nișe, cum sunt la aparatele alea de la bălciuri, care urcă persoane, știi, și spuse da. În scaune, legate și cu o ventuză așa pe cap.
Bun, deci îi duc pe un fel de planetă care pare a avea foarte multe radiații gamma și teta, așa îmi vine ca informație Da. și zice că este singura planetă și cea mai aproape disponibilă unde vor trăi și ei deja deci de la primele contacte, dacă scot căștile, cum ar veni, de la costum fac beșici. Este destul de acid aerul și irespirabil și îi spun că ei vor ajuta și montează în mijlocul acestei planete un fel de piramidă ca de cristal. Nu este mare așa ca dimensiuni, are câțiva metri în perimetru, dar este foarte, foarte înaltă, deci parcă crește din ea însăși și vârful atinge cerul. Și acolo, deci, se produc descărcări electrice, da? Apoi vine un val prin această piramidă și, Da. practic, e o hologramă, iar. Așa și, deci, totul ca și cum ar înverzi. Se curăță energetic și ei își pot scoate costumele, dar soldații ăștia îmbrăcați în negru, niște arme sofisticate, îi mână pe toți ca pe o enșiru și le spune că trebuie să facă niște vaccinuri, Pentru niște ce? împotriva radiațiilor. Dar ce conțin de fapt? Materie neagră. Îmi vine să zic nanocelule, da? Pentru că sunt ca niște microdispozitive care se fixează pe celulele normale, da? Deci o patru piciorușe, știi? Adică e un punct negru de, ca de materia neagră, pac, sau de un țac, face un cerc așa și apoi patru piciorușe și se duce și formează struguri, ca niște formațiuni, ca niște struguri în anumite zone. Prima atacată este modula spinării și creștetul capului, da? Nanosonde sunt, da. Deci îi leagă la inteligența artificială, practic le modifică structura în aceste corpuri, da? Ei devin ca niște roboței, ca niște cyborgi. Pe cei bolnavi vindecă, le înlocuiește porțiuni întregi, da? Adică Da. dacă pe unul doare piciorul, de exemplu, așa, îi înlocuiesc piciorul cu unul care crește, da? Crește un picior în locul celui de carne, parțial de metal și parcă niște platoșe așa din materie gumoasă. Îl înconjură pe ea, o doare spatele și îi pune la spate și la un genunchi. Deci spune că îi vindecă. Dar cu timpul ți-am spus, deci unii la ochiul stâng și unii la ochiul drept capătă chestia asta. Deci este ca un ochi, să spunem, care ar fi făcut din niște foițe, ca niște frunze, da? Împachetat așa, știi? Și acele foițe se închid și se deschid, foarte ascuțite, metalice, și în mijloc este ca o cameră de luat vedere. Deci ei stau mult timp în corpurile astea. Da. Îmi Cam cât? vine Da. aproape 10.000 de ani, 7, 800, unii, iasta 926 de ani. Nu mai au conexiune bună între părțile lor. Iar corpurile astea sunt robotizate. Că e ca un singular, ca un mare, marele singular. Cam așa arată, da? Deci, ceea ce ei s-aud unii pe alții, nu discută fizic. N-au un limbaj, pentru că sunt din mai multe locuri, nu sunt luați numai de pe un continent, să spunem. Și nici Da. chiar numai de pe Terra. E ceva imens, un loc imens aici. Ca și cum au prelucrat o întreagă galaxie și au pus cumva planetele una lângă alta ca niște mărgele pe un șirac.
Și toate planetele astea au ciugui, au cristal din acela. Ca și Da. tot, da. Și deci ies în luați și duși în alte părți câteodată. Fac niște munci, cum ar fi să foreze pe uscat, în apă, să înnăbușe revolte și așa mai departe. Sunt un fel de soldați la toate, nu mai contează că sunt de sex feminin sau masculin și sunt copii de toate vârstele transformați așa, ca niște... La un moment dat, deci ea este dusă să păzească pe un fel de asteroid. Este un fel de închisoare în care au fost aduși rebelii unei rase și aceștia au capacități telepatice deosebite și deschid, îi ajută și pe ei să-și deschidă acele părți pe care le credeau moarte în ei, da? Și informația dată prin noi nu mai este bună. Atunci ei sunt dezintegrați, cum ar veni, da? Și sufletele lor sunt trimise într-un nou ciclu, sunt reciclate și trimise într-un... Nu la toți, la cei care s-au trezit din cauza contactului cu acea rasă. Pe ea o impresionează plânsul copiilor, plămânzi din acea celulă, da? Care strigă și imploră să li se dea ceva de mâncare. Atunci are contact de ceva, omenește, se trezește în ea. Și începe să aibă amintiri și vise recurente. Că și ea a fost așa un om. N-am fost întotdeauna ca un robot metalic, știi? Deci organizația asta își dă seama că s-ar strica unii pe alții, da? Și atunci îndepărtează celulele astea stricate, cum ar veni. Da. Și reciclează spre încarnare, da? Deci întâi duce într-un tărâm tot așa bucolic, unde numai pajiști, așa, și sunt tot felul de speaker care le Da. vorbesc despre nemurire și lucrări și un fel de coruri cu harfe și le spune că ei sunt aleși dintre toți ca să-i flateze și au rolul de a merge din nou pe Terra și să învețe pe ceilalți, știi, să-i învețe să-și ridice chipurile vibrația, da, Da. vibrațional, să ajute la lucrarea Domnului. Și deci pentru asta spune emoțiile lor, ei nu trebuie să emită prea multe emoții și sentimente precum îngerii, știi? Deci sunt mână în mână arhonile Da. acolo cu arhanghelii și așa toți. Și atunci ea se întrupează, reia șirul întrupărilor și văd 626 de întrupări de aici încolo. Deci, tot timpul ăsta cât ne-am reconectat și am investigat, a dus tot timpul mâna la inima energetică. Și De ce ce are acolo? spune că n-a iubit niciodată cu adevărat, numai mecanic, conform programelor. Este, cum să spun, cutremurată, ca și cum inima a fost închisă din momentul conectării la și formatării acelui corp de cyborg din corpul ei care Da. conținea sufletul. Și spune, totuși, la un anume nivel, întâi i-a pus pe toți, știi, ca un fel de nație. Nu pe toți, pe toți care erau reșapați, nu pe toți cei luați de pe planete, știi, și 27 au fost.
ca un grup etnic, știi, o populație, în munții Altai. Așa s-a născut prima dată pe Tera și apoi au cam plimbat-o de colo-colo ca să i-au despărțit iarăși, să nu își aduc aminte în comun, în conștiința lor terestră colectivă. Deci iau parte din conștiința aceea mnemonică, i-a fost scoasă, a rămas o conexiune prin ochi, a avut-o întotdeauna, în toate viețile, chiar și în viața asta, da? În viața asta și au trântit-o că câteodată și mai drău cu ea, așa, dar nu musai că spunea de față cu oameni. În sine ei sau când era singur, foarte mult drău cu ea. Și stătea porosul ăla cu ea. Știi? Și în plus, când intra în frici, s-apropia, ea credea că o să trăiască tot așa, vreo 5-600 de ani în viața asta. A fost o amărăciune că a murit așa de vreme. A avut vieți foarte lungi, știi? Și altele scurte, dar nu-și aduce aminte din. Da, deci este uimită cât a putut să trăiască și să experimenteze și spune în ce hal m-au amețit, spune. Văd că porțiuni din ADN-urile lor sunt conservate în niște pungi, cum spungile de sânge și de plasmă, care sunt pe la spitale, da? Ca și cum ar fi extras țesutul viu și este într-un lichid și este încă viu acolo, în diverse laboratoare. A fost la diverse încercări, da? Văd odată un lider politico-spiritual în Cracovia a avut o întrupare, da? Într-o altă viață este medic. Este un medic care bea chirurg, căruia îi tremură mâinile și face multe greșeli. Este ucis de familia uneia dintre victime, da? Într-o altă întrupare, iarăși bărbat, o văd ca un fel de medium spiritual care spune că face vindecări. Se formează jone în țările nordice, știi? Este și se formează egregor și duce suflete către entități. Mai are o viață în care se numea Bililda. Așa, este în zona Indiilor occidentale. Așa, acolo lucrează ca sclav aici, pe o plantație și la o revoltă se duc să-și ceară drepturile, dar în ea intră părosul, știi? Și se repede cu coasa și înjunghe pe fiul proprietarului. Ia viața cum ar veni. Împovărată cu acest păcat, să spune, bine, este prinsă și spânzurată. Așa, împovărată cu acest păcat, cere recuperare, vezi, de ascet apoi, știi? Ba de călugăr, ba de sfătuitor, îl văd într-un bărbat, un fel de sfătuitor spiritual pe lângă un rege Aragoniei și foarte răutăcios. A provocat multe rele în această viață.
Nu a avut foarte, foarte mulți copii la atâtea vieți, da? Da. Văd că în multe vieți se întoarce înapoi înainte de a se naște. 7-8 luni, cam așa, provocăm suferință mamei și familiilor, da? Ori este nevoie de naștere de urgență și fătul este mort, ori chiar și mamele mor. Spune că practic încarnarea asta, dacă se uită Da. mai bine, un fel de încarnare de pedeapsă, da? Și De cele ce dinainte. cauză? Pentru că la nivelul ei de conștiință este o experiență prea brutală. Adică într-o femeie simplă care nu face nimic, nu schimbă lumea, nu provoacă revolte, nu înnăbușe revolte, este ego care este încă prezent. Și nici n-are ce căuta aici ego, da? Toată modificarea, spune, a avut loc atunci în corpul fizic de robotizare, spune, a alterat legăturile dintre spirit, conștiință și suflet. Și Da. le-a alterat, adică cumva aproape pentru totdeauna. De fapt, ăsta a avut și rolul lor. Și pentru că ADN-ul eteric conținea încă elemente din nanosonde, întotdeauna s-a materializat și în ADN-ul fizic și mai mult decât atât, de câte ori a participat la o linie genetică, a dat contaminarea asta, da? Pentru cei care sunt conectați la astfel de conștiințe colective, este foarte ușor. Adică le vine Da. ușor entităților, da? Pentru că aici sunt, să spunem, asimilate foarte multe rase și toate informațiile sunt la comun, da? Cum ar fi în supraconștientul nostru colectiv, da? Adică, odată conectat aici la memoria asta parțială, un suflet va găsi elemente practic despre marea majoritate a modurilor de trai, influențe și religii și aspecte fizice la urma urmei, da? Da. Așa. Adică de entități depinde de aici încolo pe care buton emoțional se apasă, da? Poate să declanșeze orice într-o conștiință de genul ăsta. Poate să o ducă să facă o experiență, să spunem, pe o planetă și vine Antares, așa, și poate să facă oriunde, la urma urmei. Partea sufletească, ce părere are? Spune că este destul de complicat. Spune că, de fapt, am făcut rău la o mulțime de lume. De ce mai are acest sentiment de vinovăție încă? Nu a înțeles Pentru că nu că, este ea cea care a provocat, ci conexiunile. dar spunea că, totuși, și acum a avut alegerea să-și scoată ghimbele atunci, să nu mai reacționeze la acel implant al lor. Așa, deci putea să continue să lupte. Nu să abandoneze lupta. Bun, poate să curețe acum. Să se elibereze. Deci începe și ies tot fel de holograme, parcă ar fi fețe parțiale, da, de statui cu gaură aici, într-o parte, ba care au spartă, da? Ca și cum statuia respectivă ar fi fost făcută dintr-o coajă, nu sculptată într-o piatră masivă. Și acea coajă ca la ouă Kinder, da? Deci s-a spart și se vede înăuntru. Multe holograme de astea are. Da.
Spune că, nu știu, m-am gândit eu la reptilian și cum o schimbă ei înfățișarea. Și la acele centuri cu butonul roșu, știi? Și la shift face, știi? Am făcut o similitudine. Și a spus că da, este și asta o formă, dar nu este aici, dacă am căutat despre asta, informația. Că doar și multe persoane care, cu lideri și de toate tipurile, și economici, și spirituale, spune, se schimbau. Știi? Adică se schimbau la față, cum ar veni, da? Ce este... Practic, ziua schimbării la față nu se referă la ziua schimbărilor. Aceste este o zi din federația lor, cum ar veni, da? O zi de sărbătoare stabilită, da? Și ziua recunoștinței. Este momentul în care s-a recuplat prin intermediul unor implanturi o ființă la ființele false de lumină, la civilizația lui Dumnezeu. Fiecare cu sărbările lui, spune. Da. Dacă să vedem unele din puncte. Este că eu am mai văzut-o. Ce mai? Da? Deci, se întorc dintr-o misiune, bărbați și femei egal de înalți și puternici, și iarăși au membre lipsă. Și trec ca printr-o poartă care citește și le face instantaneu brațul ce au lipsă. Știi, și se aud mașinile de găuriță, știi, cum le scanează și le face brațele. Da, hai spune. Bun, să vedem unele din puncte. Da. Spune că nu a iubit, că nu a simțit niciodată iubirea de mamă din partea ei. A spus fiica ei, a fost un program comun. Deci ar trebui să dea mai departe contaminarea asta. Nu Da. știu de ce. ADN-ul lui Mimi a refuzat nanostructurile astea. Ca și cum ar fi început ceva în viața uterină, vezi, cu suflet în cască. Așa? Ar fi refuzat în viața intrauterină, a împins asta afară. Nu a primit. Și atunci ei au simțit nevoia să le contamineze altfel și le-au făcut să sufere, să nu se pună în acord. Oricum, ea n-a prea iubit, a zis. Tot timpul Da. inima, deci, și-a dat acordul ca emoțiile, sentimentele să-i fie foarte puțin relevate în viață, să fie blocate cumva. Și ei au avut grijă de lucrul ăsta. Bun. Cu soțul ei, că spune că și-a comandat, da, inclusiv soțul, care înainte de a muri, a cerut lui Mimi să-l ia la dânsa ca să scape de gura ei. Da. A avut și cu el multe vieți. Are o viață unde este, cum să spun, lider al unei mișcări spirituale și stă pe un tron peste o statuie. Fotoliul respectiv, tronul este o statuie în sine, așa aurită, și în momentul când se așează pe ea, deci începe a circula din mâna statuii pe care o ține pe umăr, se prelungește un șarpe prin spate și iese prin inimă. Iar ceilalți recit acolo și scăzuți cu capurile pe mese. Au Da. băut, fumat ceva, așa, ciuperci, că sunt amețiți toți, da? Și șarpele se întinde de la unul la altul. Deci intră în spate la primul, iese prin inimă. Și tot așa. Și apoi strânge pe toți, până urlă și sade. Da.
Bun, spune că din când în când ai plăcut să fac câte un păhărel. Ca și întâmplarea aceea, când a căzut din post, s-a lovit la ochi și a fost operată și a fost Deci, tăiată o bucată din cristalin. da, trebuia să o înlocuiască ceva la implant pentru că se deteriorase datorită mediului terestru, știi? Și atunci a fost nevoie să inventeze un context în care s-a intervenit, da? Mai ales în zona ochiului. De atunci să știi că ea i-a monitorizat pe toți. Înțelegi cu cine se întâlnea, vorbea, până la ce distanță. Vedea toate datele astea, erau transmise ca la un blitz sau ca la un aparat de luat imagini continuu. Dacă A avut înțelegi, da. cu soțul, a avut vieți. Vrea să curețe starea toate conexiunile, să meargă în lumină. Da, spune că nu vrea. Parcă acum, știi, este cu o trupă ca de paiațe, cu un clown, știi, cu un chel și așa mai departe. Și spune că nici de aici n-a aparține. De unde aparține? Zici că toate astea sunt intermediere. Știți voi spune, nu trebuie să vă mai spun și eu. Bun. Să înceapă să-și retragă toți fotonii, toate amprentele de peste tot, din morminte, corpuri, locuri unde a experimentat, să reintegreze, să purifice, să reintegreze tot. Când ai spus să-și extragă, Retragă. i-a înțeles extragă, da? Așa și-a extras ceva chiar, da? Ce și de unde? Deci, dintr-un potențial pântec energetic, ca și cum ar fi o parte a unei mărgele, care se prinde de altă mărgică și mărgica asta se zbate o ființă. Ce fel de ființă? Ce ființă este? Ceva parțial viu, parțial neviu, o încercare, o combinație. Dar sufletul de această bulă, de această mărgică, stă ca o dunguță foarte fină pe din afară, foarte puțin, da? Deci, ceea ce este acolo înăuntru, mai are una într-o ureche, o extrage. Stai mai lunguiați. Sunt un fel de încercări de combinație a fătului să fie și eteric și sunt niște teste dintr-un program. Da. Bun. Să dea informații la toate părțile sufletești cu care a experimentat, să le trimite iertare și pachete de informații. Da. Se deconecteze cu spiritul mamei Terra, pentru că nu mai are un corp sau experiență curentă și nu o să mai aibă. Da. Să-și retragă amprenta tuturor numelor scrise și nescrise din toate locurile, pe toate pietrele funerare. Să-și retragă toate informațiile în toate registrele entităților, în toate locurile. Da. Bun, să-și retragă abundența benefică împrăștiată, să-și o refacă și să sigileze canalul, să meargă să-l ia cu ea. Linii genetice oricum nu o să-i mai folosească, pe cele false să le cauterizeze, pe cea originală să o smulgă, să o ia cu ea în lumină pură. Și să pună scrisori de intenție să nu mai fie rechemată în Da. jos, în eter. Bun. Dacă este gata, este gata să meargă lumină pură, se cheamă și pe partea sufletească a lui Mirela, în bulă de Da. lumină protejată. Da.
și îți transmite iertare, iubire de la un două, înțelegere. Transmite valori, valori. Bun. Dacă este gata, se duc o parte sufletească a lui Maria, la locul ei, da? Da. La vindecare, în lumină, numai un moment. N-a spus numele de spirit și Da. planeta. Da. Capa, apostrof, B, T, H, toate, doadec. Iar planeta se numește Almaria. Este din sistemul planetar PHINS. Fines. Și într-adevăr, planetele au fost aliniate în mod artificial. Apoi s-a instalat un fel de iarnă. Deci s-a blocat energia acelor planete și au devenit reci, goale, moarte. Da. Da. Bun. Dacă este gata acum, să că Da. lumină. Este Bun. ca o lumină într-o fetiță de lumină acum. Da. Și spune Mirelei că toți cei, că puțini dintre cei care ar trebui să o ierte mai sunt în viață, dar le transmite la toți să o ierte și se va întâlni cu Mimi. Pentru că Mimi stă perioade foarte mari de timp în sursa la vindecare. Gata. Bun, numai un moment. S-au recunoscut.